vapor care are o acțiune de foarte următoare. Ar fi mult mai simplu dacă v-aș explica pe latină. Cunoașteți latina? Nu. Cum? Cunoașteți limba mama, tuturor mamă? Ce eu? Perfect! Păi ești pe latinești atunci. Gaudiamus ici! Perusana in corpore sana de pelo gallico! Ac la non capi muscam, etc. et habet, ogam, alet! Bona, 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 nu m-acuzativo! Dativo, ablativo, etc. 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 Veni, vidi, vici! Modera demonstran! Ca dumneavoastră muta este. Poate că m-ați înțelege mult mai bine, domnule, dacă v-aș ilustra explicațiile latinești, folosind ca machetă unul dintre servitorii noastre. Avem, domnule, aici ceea ce s-ar numi ființa umană. Vă rog, nu e cel mai bun exemplu de ființă umană, dar trebuie să ne mulțumim cu ce avem. Avem aici, mă ziceam, ființa umană. Ei bine, în interiorul organismului, domnule, atunci când vaporul despre care vorbea se mută din partea stângă, unde e picat, în partea dreaptă, unde e inima, întâlnesc în calea lor plămânul, pe care noi îl numim în latinește armială. Armenia. Exact, să ai plămânul. Țin știu însă, domnule, că plămânul se află în legătură directă cu creierul, pe care noi în latinește îl numim nasmus. Pentru că se hrănește prin nas, inspiră, expiră, inspiră, expiră, închide. Așa se hrănește plămânul din creier. Bine! Exact ăsta este momentul când intră în joc vena cale! Pe care noi ne bai dormim cu pină! Vena cale, domnule, face ca vaporii ăștia despre care vă vorbesc să se producă și să aibă o acțiune extrem de dăunătoare. Atenția la mine acum, atenția la mine! Vena cale face ca vaporii să se congestioneze, în plămâni, în tot, în genunchi, în ochi, în urechi, în frazele paleatale bolnavului și în cele din urmă să se stabilească în plămâni! Ca să se cuțenia, domnule! Păi, o să-ți spune doctorul nostru! Totul este clar. Un singur lucru mi-a părut ciudat. Aud? Locul inimii și locul picat. În parte le-ați așezat învățătus. Inima e în partea stângă, iar picat în partea dreaptă. Mă rog, asta era pe vremea vechii medicini. Acum medicina se practică după metode cu totul noi, novatoare, le-aș putea spune. Metode noi, în consecință noi locuri în care doctorii așează acum organele. Asta ar știu tot. Iertați-vă, vă rog, pentru neștiință. N-are a face. Nu trebuie să fim tot la fel de ștept ca